superior details, even during nighttime. KMW Systems. Bună ziua tuturor! Eu sunt Ștefan și astăzi vom vedea cât de ușor este să integrăm camerele de supraveghere Ajax și camerele third party în NVR-ul Ajax. În acest moment, camerele Ajax sunt echipate cu senzori de 5 megapixeli sau de 8 megapixeli, lentile de 2,8 mm sau 4 mm și au întotdeauna microfon încorporat. Îndată ce aceste produse vor fi disponibile pe piață, vor fi posibile și scenarii în care, de exemplu, un detector de mișcare sau contact să declanșeze înregistrarea pentru camerele Ajax dintr-o locație. Este important de menționat că dacă vor fi instalate carduri de memorie, camerele Ajax vor putea fi folosite chiar și fără NVR, păstrând aceleași funcționalități, însă fără spațiul extins de stocare. Ne-am propus să înrolăm 4 camere diferite, două de la Ajax, Turret și Mini Domul, și două camere de la KMW Systems, KM839DYASHF și KM421DAS. Începem cu camerele third party. Deschidem aplicația Ajax. În cadrul NVR-ului Ajax, la secțiunea camere, apăsăm pe butonul de adaugă cameră și vedem funcția auto-search a NVR-ului. Selectăm dispozitivul pe care vrem să-l adăugăm. În cazul nostru, camera IP839DYAS. Introducem numele de utilizator și parola și apăsăm pe butonul adaugă. Ne-a găsit dispozitivul, selectăm în ce cameră dorim să adăugăm dispozitivul sau grupuri, dacă avem grupuri. Confirmăm. Primim mesajul de confirmare că camera noastră a fost adăugată. Pentru următorul dispozitiv, apăsăm pe adaugă cameră și vom folosi funcția de adăugare manual. Selectăm cameră compatibilă ONVIF, introducem IP-ul dispozitivului nostru, selectăm portul 80, care este portul ONVIF, utilizator, parola și adaugă. Așteptăm să ne găsească dispozitivul pe rețea. Ni l-a găsit. Confirmăm că în camera echipamente și în grupul dispozitive noi, îi dăm un nume și confirm. În felul acesta am adăugat și cel de-al doilea dispozitiv al nostru. Pentru camerele Ajax, ne ducem în adăugare dispozitiv din hub, selectăm adăugare dispozitiv, le dăm un nume, să spunem Mini Domul, și ca la orice alt dispozitiv Ajax, scanăm codul QR . Putem selecta camera în care sunt grupul, în care este dispozitivul nostru, vrem să adăugăm dispozitivul nostru, apăsăm adăugare dispozitiv. Ne-a găsit dispozitivul, apăsăm pe finalizare și la final ne întreabă dacă vrem să adăugăm camera în NVR-ul Ajax sau standalone. Noi vom selecta NVR-ul Ajax și avem confirmarea că dispozitivul nostru a fost adăugat în NVR-ul Ajax. Vom mai adăuga o cameră tot de la Ajax. Îi dăm denumire Turret. De data asta putem să folosim și codul QR de pe cutia în care a venit dispozitivul nostru. Selectăm grupul în care îl adăugăm, finalizare, și pe aceasta o vom adăuga ca standalone. Asta a fost pentru astăzi legat de înrolarea diferitelor camere în NVR-ul Ajax. Mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru și mai multe informații interesante din acest domeniu. Pe curând!